Pentru că dacă ajung strâng banii unora, oameni, cetățenii noștri, atunci ei trebuie să decide, nu? Ce doresc? Ce doresc ei pe primul loc? Democrația se manifestă prin votul la 4 ani. Eu vin în fața bistrițenilor cu un program. Cu aquapark, cu centru intermodal, cu piața Decebal, cu străzi de pământ asfaltate și celelalte. Dacă cetățenii din Istria nu le vor, votează pe altcineva. Candidați dumneavoastră, puneți altceva pe listă, ieșiți în fața oamenilor, spuneți, Crețul vrea alea, votați-mă pe mine că eu vă fac aia, așa, așa, aia. Asta este democrația. Dacă înțelegeți dumneavoastră altceva, îmi pare rău. Și atunci dumneavoastră nu sunteți de acord cu referendumul? Deci nu sunteți de acord cu referendumurile? Nu. Bun, mulțumesc frumos. Dar nici nu poate hotărâ singur primarul cu referendumul. Da, nu. Deci s-a făcut o cerere pentru un referendum, dar nu respectă legislația, ceea ce a cerut nu se poate face. De ce? Pentru că nu este întrebarea care trebuie, nu se poate răspunde, nu se poate răspunde la ea, nu se poate răspunde la ea. Și referendumul care l-ați propus, o să vedem răspuns în scris la el, nu se poate face. Putem face referendum pe un obiectiv. Am făcut pe varianta ocolitoare. Pentru că erați dumneavoastră interesat, dar dacă cetățenii sunt interesați de apă, de canalizare, de asfalt, nu se poate face. Da, domnule, puneți-vă program. Candidați la primărie, păi referendumul, domnul primar, referendumul este cea mai importantă decizie suverană a poporului. Da, da, așa este. Da? Și atunci îl negați, adineori ați negat, că nu vedeți în referendum. Sunt niște pași de parcurs ca să poți să faci un referendum. Sunt niște pași de parcurs pe care văd că dumneavoastră nu știți. Nu trebuie să vă agitați. Dar nu ne agităm, cum altfel discutăm. Sunt niște pași de parcurs. Noi avem mai de mult. Dar nu trebuie să ne inflamăm, că n-are. Păi știm despre ce e vorba. Deci nu se poate face un referendum, că vrea Ovidiu Crețu să vrea... Păi cum nu a vrut domnul primar cu centura? Cum nu? Nu se poate. Ăla trebuie să treacă prin Consiliu, trebuie să fie aprobat la Consiliu. Și nu aveți majoritatea în Consiliu. Cine? Eu am majoritate sau domnile dumneavoastră sunteți majoritate? Cine este majoritatea în Consiliu? Deocamdată n-are nimeni majoritatea. A, deci încă nu ați reușit iară să vă... Fine. Eu știam că, și cu asta nu mai vorbesc nimic, știu că toate, de 8 ani de zile, toate proiectele dumneavoastră trec. Eu sunt fel convins că dacă dumneavoastră ați crede în referendum, ați crede în suveranitatea poporului, ar trece un referendum. Atât am zis-o. Din moment ce aici, cred în democrație. În democrație, așa cum este înțeleasă în Europa. Și în Barcelona, și în alte lucruri. Câte referendum s-au făcut în Barcelona? Adică, multe. Stat dumneavoastră. Da, câte? Multe, câte? Multe. Spre exemplu, câte? Pentru vreo 3 sau 4. Referendum? În 7 ani. Nu cred. Spre exemplu, ultimul care a căzut primarul pentru o magistrală din Barcelona. Bun, o magistrală e o magistrală. Și atunci, investițiile care dumneavoastră luați atâția bani din bancă și noi le vom plăti. Pentru că eu, dacă dă Dumnezeu să trăiesc și la fel fiica dumneavoastră și toți tineri, să ne dea Dumnezeu cât de mult, le vom plăti. Nu așa de mult, să plătesc mai repede. Să plătesc mai repede. Și atunci e legitim dumneavoastră să ne îndatorați așa, fără să faceți referendum? Pune ștampila pe altcineva. Pune ștampila pe altcineva. Deci referendumul nu are valoare. O problemă mai am și eu.